Sofico? Ce, mârlane, iar fur din cimitire? Nu, ironic, m-am trezit cu ele. Pe piept, ori fi crezut băieții că ai murit, mă. Pe birou, e de la scartoane, nu-i pentru mine, e pentru tine. O fi crezut că ești bolnavă, gândi-l cum arată. Mă, simțitule. Altele, drăguțul de el. Ăsta o să-mi transforme birou în florărie. Dar unde le mai pun și pe astea? Eu te pune-le aici, aș dă-mi-l mie pe stac. De ce, mă, ți-ai găsit gagică? Nu încă, dar e eminent momentul. Ce vorbeam cu mine? Mă duc să caut o desenatoare ca să-mi fac o mascotă pentru club. Că vreau să-i fac o surpriză lui Scarțane. Păi nu ești tu mascota? Ba tocmai, că o fac după chipul și asemănarea mea. Și o să pozez nud. Îți dai seama cum o vedea aia dezbrăcat. E ca și gagică mea. Mărane, tu ai nebunit? Păi tu ești Dita mai președintele. Cum să fii și mascotă? Vrei să faci cumul de funcție, a? Asta nu m-am gândit. Și-mi pusesem atâtea speranțe, îmi făcusem atâtea visuri. Ai, mă, mârlănele, că am glumit, nu te supăra. Auzi, mă, dar tu ar trebui să fii mascota prostiei mondiale. Mersi. Ironico. Ce? Care fii, mârlănu? Ce-i cu el? Iar l-a apucat amorul de tine? Nu, bre, că nu-și permite, că dacă află Puti, îl apucă omorul. Auzi, bre, dar-ți place câte flori mi-a trimis? Mă omoară cu atențiile lui. Chiar că te omoară, fei? Că florile astea e de-alea crescute în sele. E modificate genetic. E cu o tonă de euri. Dar și ce are, bre, că le admir, nu le mănânc? Nu le mănânci, dar le miroși. Și dacă le miroși, îmi tragi până așa o grămadă de pesticide, gămșurică. Și în 2-3 săptămâni o să devii alergică. Uite, ulei, uite, bă, uite, așa! Ina, asta s-a învergit deja. Ce vrei, fata? Să scurgă mușii la nașca la robinet? Tu ai impresia că maciomenii de strehaia să dau un vânt după mucioase? Poate muciomenii. Hai, ia-le dațiulea și zici să nu-și mai trimite, că astea își fac rău și o să le șin, că e ca drogurile. Bre, dar cum poți să-i spun așa ceva? Cu gura, fată, că dacă mi te îmbolnăvești, eu am grijă de tine, nu el! Ia-le, Daci, ai 5 minute. Vezi că te vinistică, mă întorc. Face special. De ciudă că-mi trimite numai mie și ei nu, vrăjitoare nemernică. Dacă ar exista un Hansel sau un Gretel și în vremurile noastre. Glumeam, Danti. Ce, mămica, aici? Ai, nu? Păi ce, eu se mă închiar așa de tare cu mămica? Ia zi, Varmăiu, și voi pe aici? Nu, dar dacă tot ai venit... Nu mă ajut și pe mine să arunc florile astea la gunoi. La gunoi? De ce? De nebună ce-i măta. De ce? Mămica, te-a pus să arunci astea la gunoi? Wow, păi astea costă o avere! Și crezi că eu nu știu? Auzi? Nu mi le dai mie să le vând? Hai, fata, că facem bani și mijima. E și păcată ele, mă, că sunt și ele niște suflete. Te lasă pe tine inimioara să le arunci la gunoi și să mor acolo singurele? Hai, mă, ia-le! Yes! Kurt! Kurt! Mamă, cine-a vorbit mai atât? Băi, mai încet, că nu mă pot concentra, că am și o treabă aceea. Asta e! Mi-am găsit imaginea! Bă, nu zici că chiar semeni cu porcii? Nu la porcii, mă refeream Little Chicken. Ia zic, Chioretel, n-ar putea asta fi mascota clubului nostru? Păi nu ești tu mascota clubului? Nu, că n-am voie să fac cumul de funcții. Nici n-aș avea cum să fiu mascota la un club de fotbal. Eu mai repede la un club de haltere, la un culturism... Fomism... Sictirism, pricășism. Zic, Ionete, nu merge Coyotul să fie mascota clubului sau a echipei? La fix, mârlane. Te-ai orientat la fix. Că și ăsta și-o fură de la toată lumea, cum și-o fură și echipa voastră de fotbal, bă. A mers. Cine a vorbit, mă? De 0,005 cu robotul.
1, 2, 3, 4, 5 și jumătate. Partea mea și partea ta de afacere. Ce afacere? Cu florile, fata, nu ți-am zis că le vând? Frate, și atâția bani ai câștigat? E, nu că-s genial? Și ghici, unde le-am vândut? La primărie, că acolo vine toată lumea să-și rezolve câte o treabă. Și ușile se deschid mai ușor dacă ai un buchetel simpatic de flori în brațe. Bravo, bă! Încep să fiu mândră că suneam cu tine. Da, și asta nu este tot. Grosul afacerii abia acum începe. Când a văzut Van Damme ce flori ieftine am, mi-a zis să-i decorez toată primăria, că vrea să-și facă imagine de ecologist. Ai flori ieftine? Gogoașă, tu ai nebunit? Păi de unde ai tu flori ieftine? De la tine, fată, nu-ți aduce scalțoane în fiecare zi? Iete, n-o să mai aducă, că m-a pus nebuna de măta să-i zic că sunt alergică. Tu ai nebunit de binele? Vrei să credă scalțoane că îl refuz diplomatic, că nu mai ești atrasă de el? Da, tanti a spus că... Tanti ta o face intenționat, fraiero, ca să bage Zuzanie între voi să vă despartă și să poată sări ea pe scalțoane. Bă, nu iau eu, vrăjitoarea, că sunt doar Hansel și Gretel. Nici o șansă, să fii tu sănătoasă, de câte ori am presărat eu semințe și firmituri până spre ușa casei. Doar au venit Hansel și Gretel. Într-o zi am lipit și turtă dulce pe poartă și n-au venit decât furnicile. Copiii ăștia doi atomici sunt imaginație. Bun, și ce facem? Ce să facem? Așteptăm să moară de moarte bună, altă soluție n-avem. Ce facem cu florile? Păi cu florile continuăm. Dar fără să știe scalțoane. Îi spui că ești topită după flori, să-ți aducă iar și iar multe și mai multe buchete și o te scap de ele. Pe bani, bineînțeles. Îmbinăm utilul cu plăcutul. Bela. Mi-a mori. Chiar jesteți mai repede o femeie, Costel. Așa, păi imediat, am plecat. Stai! Stai! Oh, mersi, amore. Ia astea și pune-le în apă. Cu mare plăcere. Dar trăiți acum. Amore, ăla nu erau pentru tine. Erau pentru Marieta contabilă. Chiar să-și e ziua ei. Scuze, amore, dar lasă că iei tu altele, nu? Da, altele. Dar ale tale unde sunt? Mi le-a aruncat hoașca aia ofticoasă. De ciudă că mie numai mie și ei nu. Auzi? Dar vreau să-mi aduci și mai multe, și mai multe, ca să vadă că nu renunți la mine să ofticăm. Poate moare naibii de inimă rea. Mă îndoiesc că inima mai rea decât are deja, nu se poate. Dar încercăm. Apropo, uitasem, de seara te duci la pupăză? Amore, termină naibii cu miștourile astea. Ți-am spus că n-am nicio treabă cu el. Nu era niciun mișto. Dar chiar în seara asta e ziua noastră când trebuie să mergem acolo. Sau am dat banii degeaba? Nu cred că e bine să merg și eu. Cine știe ce crize de gelozie face vrăjitoarea aia? Nici la TV nu te mai lasă baba aia? Nu mă refeream la tanti, mă refeream la vrăjitoarea lui Pupăză. Băi, ești nebun? Câte vrăjitoare are serialul ăsta? Nici Harry Potter nu are. Bine, haide că trimitem pe Marlano. Păi și crezi că îl mai primește? Normal că proștii fac audiență. Și dacă ne ies transferurile astea, câteva săptămâni câștigăm Liga Campionilor. Da, ca să o câștigați, n-ar trebui mai întâi să vă calificați? Adică tu știi mai bine ca mine ce trebuie să fac eu. Vezi că iar te scuip și direc și reloare. Mă rog, mai aveți ceva de spus sau... De spus nu, dar de arătat da. Ca să dovedim că ne pregătim de Liga Campionilor și că zic că ne pregătim, vorbesc serios, ca Borcea. Am creat o mascotă a clubului. Ce mai ales coyotul? Păi dacă toți lupii și câinii sunt luați, ce să fac? Aveam nevoie de o mascotă care să inducă ideea că mușcă-l de la adversar. Păi și ăsta cum naiba mușcă? Că îi scoate dinții Roadrunner în fiecare episod. Și ca să nu mai spun că nici măcar n-ai cerut dreptul de folosință autorului, da? Păi eu sunt autor, mă, tâmpitul, vezi că-i făcut de mână. E... Păi tu mă faci plagiator, iar încep cu vacaponțerile. Stimați telespectatori, e o hahaleră, mă enervează. Și dacă mă enervează, îi zic că pute, puți, mă, îți dau apă caldă să te speri, da? Mărlane, încetează că toată lumea știe cine e personajul ăsta. N-ai cum să fii tu desenatorul. Adică cum? Ce? Adică spui că eu n-am talent sau care-i treaba? Vezi că iar pus și iar te scuip. Da, eu că dacă să-i dovedesc că am talent și nu mă cobor la nivelul lui, o să-i fac un autoportret. Autoportretul e când te desenezi pe tine, tantălăule, nu pe mine.
Știu, tăntălăule, că pe mine mă și desenesc, că n-ai am zis autoportret. Că dacă te deseneam pe tine, ieșea caricatură, dă-te dreacu. Publicitate! Ieși afară, idiotule, știi clipa asta, să mai vii pe secundul mai primesc! Nu, nu iese nicăieri. Ba mai mult, îi facem și o rubrică permanentă, pentru că a rupt audiențele, yes! Ce? Ce rubrică, șeful? Mârlănia de la miezul nopții. Șeful, dacă ăsta rămâne, eu plec. Drum bun! Plec să-mi iau o cafea, că poate să intre în emisie și singur, da? Nu, nu pleci nicăieri, că n-are pe cine să înjure. Stai jos! Bă, pupăză, bă! Ce dragi te-ai supărat așa, bă, că te înjuram în glumă? Păi dacă te juram pe bune, te făceam albie de poș, bă, că știi că eu jur câte două, trei ore fără să mă repet. Da, asta știu. Măi, Marlano, tu ești idiot? Da, l-am jurat pentru audiență, boss, că așa m-a rugat șeful lui. Lasă naibii de audiența! Mă referam la mascota aia care ai prezentat aseara pe post. Ai văzut tu coioți în București? Păi eu am zis că coiotul e... Ești tu! Când te castrezi pe jumătate! Au! Păi atunci o să fie coinot? Gogoșa, preia tu inițiativă cu mascota, te rog. Șeful, nu pot, că n-am timp de asta, pentru că am dat drumul la o afacere serioasă. Ce afacere? Vând flori. Scumpe. Vinde pe dracu, n-are bani nici după și la porcului. Păi aia n-am nevoie să cumpăr, că o produci tu în fiecare zi, gratis. Șeful, n-am nevoie de bani de investiție, pentru că eu lucrez pe comandă, cu banii clienților. Facem aranjamente pentru evenimente importante, că Sofica știe că e asociata mea. Așa, amore? Da, avem o comandă mare pentru primărie, tocmai acum. Bravo, Gogoșa! De oameni ca tine am nevoie! Nu de tanta la asta pe la televizor! Acum te duci imediat la psihiatru și scoate certificatul că ești dus cu capul. Și am o dovadă dacă vine suporter peste mine și mă întrebă de idiosenia aia de mascota. Ai înțeles? Nu putem să zice că a fost ideea lui, că el are deja certificat de Sandilou. Am înțeles, boss, mă duc. Sărbateu, ai și o nevoie urgentă, un certificat de la de Sandilău. Ca să nu rămâi mai prejos ca Gogoașă? Nu, mă, ca să nu mă dea scaltoni afară, că am făcut o boacănă mai mare decât mine. Ce boacănă? Las că-ți povestesc eu, hai te rog eu că plătește clubul și consultații și toți, ceneală și pic ce-ai consumat, că scaltonii plin de bani, mă, și e generos, îl știi. Mm-hmm. Bine, mă, amărâtule, dar ai puțină răbdare, că am determinat portretul ăsta psihologic, stai puțin. Hai, lasă-mă, faci și portrete? Normal. Fă și eu, te rog, dar... Și... Fă eu nu-și lucru goașă, că așa i-a cerut scalțone. Hai că dacă te miști repede, te ajungi și eu să vorbesc cu scalțone, să te bage pe bune psihologa clubului, te umpli de clienți și de bani o grămadă. Bine, mă! Hai, începe cu al meu. Ce faci, mă? Să... Pozezi pentru portret sau mă faci de memorie? Ce-o, tu mai ai memorie? Pârlale, tu chiar ești idiot! Meriți din plin certificatul ăla! Vezi? Nici nu mai trebuie să te conving! Cine a zis, mă, că te desenezi? Păi, ce înseamnă portret? Nu înseamnă... Nu încerca să mă aburești, că mă pricep și eu la artă, că-s dita mai președintele de club, acum sunt un erudit. Mârlane, eu fac portrete psihologice, nu desene. Eu caracterizez în cuvinte. A, o dai la întors ca să scap mai ușor. Treaba ta, dar dacă nu văd desene pe foi, poți să te liști pe bot și de postul de psihologă echipei și de banii amulți. Bine, bine, o să ai și poze. Dar acum dispar că nu pot să mă concentrez. A, deci, mai în memorie, poți să mă desene, mersi, păpușa. A, și dacă vrei să mai ieși până alte părți, mă suni. Pa! 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 Ceau, Afro! Auzi, am și o rugăminte la tine. Poți să-l rogi tu pe desenatorul ăla al vostru să-mi facă și mie două portrete robot?
Ai fost atacată? Stai că vin imediat. Stai liniștită, că n-am pățit nimic. Vrea scalțone portretele lui Mărlanu și al lui Gogoașă ca să le pună la panou cu idioța ai clubului. Auzi, dar dacă îți dau și unul cu chiorete, îl convingi tu să-l pună și pe ăla? Sper că n-ați uitat că până mâine trebuie să-mi dați pozele informatorilor cu care lucrați. Nu, nu să trăiți! Eu chiar la ele lucram să trăiți. Păi, le am. Zic că îmi vrei să ți le dau. Acum! Vedeți, mă, cine e conștiincioasă și își face treaba rapid? Opa! Bravo încă o dată, agent! Ai reușit să ți faci informatori chiar pe prietenii lui Chiorete. E, cu ăștia doi ai atins numărul maxim de informatori. Te felicit pentru prima pe care o să o primești. Șeful! Șeful nu e... Mai e nevoie, ca să dăm un exemplu, că poate așa s-au mobilizat și mormolocii ăștia. Ce merniți! Ne merniți! Cum ne-ai zis, mă? Nu vă v-am zis, feriți ca curcile! Și talentul meu de desenator a uimit chiar și poliția, care a apelat la mine să le fac portretul robot al unui infractor. Priviți! Este vorba de un florar țepar care fură flori din cimitire și le livrează la diferite evenimente. Acum, de pildă, amenajează primăria. Primăria? Adică primarul este pe manevră cu un infractor? Tu ai spus, eu n-am chef să mă bag în probleme cu Van Damme. Dar ce pot să vă spun este altceva? Că bărfașul din imagine este și pervers pe deasupra. Că le promite femeilor la două buchete de flori cumpărate o partidă de amor. Adică asta e adevărată prostituție, adevăratul sex al, sens al cuvântului. Și primarul o încurajează. Pe cine? Pe prostituție. Păi tu ai zis că eu n-am chef de probleme cu Van Damme. Da, eu am zis, ca de obicei, că justițiarul neamului nu se teme de nimeni și de nimic. Spune adevărul în orice condiții. Chiar și atunci când nu sunt dovezi. Mă rog. Ce-s astea, amore? Ghivece, mar și grele. Se nu mai poate să le aruncă oșca. Și dacă măcar încercă să le ridică, se rămâne înțepenită. Puti, tu ai nebunit? Păi dacă rămâne înțepenit, o să mă pună să o îngrijesc 24 din 24. Vrei să nu mă mai vezi? Adu exact ce mi-ai adus și până acum. Flori micuțe, ușoare, dar multe, ca să obligăm să facă cât mai multe drumuri pe scări cu ele. Poate face naibii stop cardiac. Geniala mea! A fugit! Alo? Ceau, asociato! Avem o mică problemuță. A picat afacerea? Nu, 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 dimpotrivă, dar o să am nevoie de niște plante în ghiveci. Crezi că poți să-l convingi pe Scalțone să-ți aducă niște de-alea? Și poți să-i spui că sunt chiar mai bune, că mămica nu mai poate să le ridice și să le arunce, că sunt grele. Gogoașă, am deja ghivecele. Tu vorbești serios? Păi normal, că o femeie de afaceri adevărată anticipează nevoile pieței. Hai, vino mai repede să le iei, că nu mai am spațiu de depozitare. Ce fac? Soficul i-a vorbit la pereți? Ce fata cu atâtea bălării în jurul tău? Vrei să te nenorocești de-a binelea? Vrei să ajungi, Sofica? Mucica? Nu, bre, că tocmai l-am chemat pe Gogoașa să vină să arunce florile, că eu nu pot să le ridic. Eu nu pot să le ridic. Ce mămăligă nefiartă ai ajuns? De când te-am adus de la țară la oraș, nu mai ești drahoancă, ești o balegă în ploaie. Ia, furistă să fie iată. Stai, bre, tanti, la un loc. Bre, vrei să înțepenești? Nu ți-am zis că l-am chemat pe Gogoașa să vină să le ia? Păi, nebunit? Adică să vină Gogoașa să ridice greutățile astea și să rămână gogoșat! Ca eu să-l doftoricesc 24 de ore din 24, ce stai că e cu fiul dacă să tu vrei să-mi dai mie de lucru ca să rămâi singurică cu Scalțone și să vă ocupați de altele, a? Nu, bre, tanti, dar atunci cine cară florile? Cine l-a adus? Scalțone? Păi și el nu poate să rămână înțepenit? Ba da, dar ar fi chiar indicat.
că dacă ăsta rămâne înțepenit, tu și cu el nu mai puteți să faceți niște altele. Și în plus, Pășcațone chiar vreau să-l tratez eu, pentru că nu degeaba am făcut școala aia de masaj. Tanti, dar Scalțone nu mai vine până de seară la birou. Și până atunci o să fac o super alergie. Ia-o-s. Uite, deja, deja. Zut, mâncio. Că mă strofiesc. Mai pot. Acum ai venit la vorba mea, n-ai vrut să mă crezi, ha? Ai făcut alergie, toanto. Butelie! Sună alarma și cheamă de grabă tot echipa la mine că am o treabă cu voi. Să știți că nu mai puteți să ne dea antrenul cu mat tale, că aveam programare la psiholog și... La psiholog și, dar ce? Eu vă nebunesc de cap sau ce? Nu, bre, nu, bre, nu noi am făcut programare. Mâlanu, ci că așa vrea șeful ăla mare. Ah, ăla mare, nu? A chemat psihologă, păi de-asta mi-a duce el flori, ca să nu fac crize că-i vreo păpușă. Pălerei, mersi, doamne. O omor, o gheare. Ba nu omor pe nimeni. Pentru că orice club care se respectă și vrea să intre în fufa sau cum dracu zice la echipele aia de fotbal, e musai să aibă cât o psihologă. Butelie, luați de grabă toată echipa, bălăriile astea și le scoțeți, dar și că de-aia v-am chemat. Păi și unde să le ducem, bre? Peste gard, în cimitir, ah. Da, să le puneți la mormintele tinereilor și să le spuneți că sunt din partea mea, că dacă ajung acolo, poate mă recompensează. Tu începe cu asta, că e mai greu. Asta de lângă mine. Butelie, știu să fac masaj interes? Nu, nu! Stai că scap ăsta. Lăs că te țiu eu. Unde sunt? În biroul meu. Fata, unde sunt florile? I-am pus pe fotbalist să le duc afară, ca să nu se prindă Scalțone că le iei. Foarte inteligent. Se vede că se merg cu neamul meu. Afară, dar unde afară? În cimitirul de peste gard. Că acolo sunt mai multe flori și nu o să-și mai dea seama care sunt ale lui. Poate tu ești drăla la cap? Păi n-ai zis, mă, tu că seamăn cu neamul tău? Și cum recuperezi, fata, florile? Dacă o să zică paznicii că mă duc să fur flori de pe morminte? Care paznici gogoașă? Cine crezi tu că păzește un amărât de cimitir de la marginea orașului, a? Ce să fure hoții de acolo? Că bogătașii se îngroapă în cimitirile din centru. Hai, fugi repede și ia-le până nu ți le fură alți hoți. Ok. Ceau, fata. Auzi, dar unde sunt fotbaliștii ăștia, că i-am căutat peste tot? În cimitirul de alături. I-am omorât. Nu deșteaptă, sunt acolo cu treabă. Ce dovezi să-ți dau pupăză? Ce dovezi? Nu se vede pe fața lui că e infractor. Profil caucazian, fața astenică. Plus că judecă și tu. De unde să aibă pârlitul de gogoașe bani de flori? Băi, Butelie, hai mă mai cu talent, mă! Bă, nu călca pe mormânt, că o să te bântuie din seară proprietarul. Omule, țărane! Pupăză, iau cameră și vină repede. Am dovezile pe care ți le cere Van Damme. Butelie, hai mă mai repede, mă, mici, care mai ruptă, mă, că parcă sunteți mirese. Hai o dată! Gogoașul nebunit? Îi aduci pe fotbaliști în cimitir înainte de meci? Trebuie să-i termin de tot? Taci, fată, ce are? Că sunt antrenați și mai dau și din burtă jos. Nu la fizic mă referam, inconștientul, îi termin psihic și după aia mă chinui eu cu ei la terapie. Cu cine faci terapia? Pe că cine? Fugiți, mă, că asta e nebunează, care e prietenă cu conchista, mă! Obținam să fie! Butelie, uite ce-ai făcut! Iată! Iată, stimați telespectatori, că cele relatate de mine se confirmă! Hoțul de flori din cimitir, împreună cu complicii săi, tocmai făceau aprovizionarea pentru prietenul lor Van Damme, când au fost surprinși în flagrant de această onorabilă cetățeancă! Și când s-au văzut încolțiți, ei ce au făcut? Au distrus probele! Priviți, au ucis aceste gingașe flori! Dar să știți că nu mâna care execută este vinovată, ci creierul care comandă! Aceasta este opera primarului Van Damme! Așa e ele, corociști, ia uitați! Domnilor, este o infamie, o minciună! Pupăzește contra candidatul meu la prezidențiale! Și ar face orice ca să mă discrediteze, dați-vă seama! Domn primar, florile alea erau pentru dumneavoastră sau nu? Mă scuzați, dar au sosit florile! Florile? Alea sparte? Care
sparte, că sunt o splendoare. Iar scrieți minciuni, ma? Nu, domnișoară. Ați văzut că totul este o scenare a infamului? Florile alea nu erau ale mele. Astea sunt ale mele. Putem să le vedem și noi? Pot? Bineînțeles, sunt la mine în birou. Dar după aia m-a ajutat să le cărăm. Ca să vă iert pentru minciunile pe care vreați voi să le scrieți. Da? Hai, hai mai repede. Hai, toată lumea. De la cine dracu sunt florile alea? De la mine. Patrone, ești și tu bogată în afacere cu gogoașa? Nu eu. Sofica, și nu puteam să o las de Kix din cauza unui idiot care fură din cimitire. Așa că am adus și eu florile care aveam deja comandat pentru Sofica și te-am ajutat și pe tine cu imagini și pe ea cu afacere. Mersi, mă, patrone, nici nu știu cum o să mă revanșez. Știu eu. Da? Ma ce a fost în capul tău să te aduci să furi flori din cimitir? Nu știu, șef. Dar trebuia să mă descurc, că mi-a tras clapa un furnizor și pierdem contractul cu Van Damme. Pe tu nu puteai să mă suni pe mine, că preluam eu livrare? Nu știi că am două florărie care lucreze pentru mine, 24 din 24 pentru florii lui Bella. Uite ce am ajuns. Să am ca ajutor un host din morminte. Exact, boss, dar ce a trebuit să... Ce să... Rămân eu mâna dumneavoastră dreaptă. Ăsta stângă. Dacă vreți, chiar din acest moment, îi preiau eu atribuțiunile. Mă taci, naibii din gură, că nu ești în stare nici să preiei pe ale tale de mâine. Și te duci și la televizor să mă faci de râs. Dar cum mai încolo, amândoi sintesc mâna stingă. Alu Sofica. Și dacă mai faceți o greșeală, nu se mai fiți deloc. Rămâne ciungă. Iertare, patrone, ce trebuie să facem ca să ne iertați? Să vă dați cu capul pe pereți. Dar de fapt, eu ar trebui să vă dau cu capul. Dar nu vreau să Bella vede sânge. Hai, ieșiți afară și trimiteți-o aici. Pe cine? Pe Bella! Bella! Amore, iartă-mă, am fost o proastă. Nu trebuia să mă iau după gogoașa. Amore, n-ai nicio vină. De unde se știi tu că idiotul ăla de gogoașa face afaceri cu flori furat din cimitir? Din cimitir? Da, dar stai liniștită că afacerea ta continuă. Am o veste mare. Am vorbit cu Van Damme și l-am convins să-ți dai în administrare toate florările care țin de primăria lui. Și tu le aprovizionezi. Amore, amore, să nu încep să faci așa. Amore, amore. Ha! Ce ai făcut macaronele? Nimic, tanti, a leșinat brusc. Păi și normal, că când i-am spus că florile fac rău, că e ca drogurile, n-a vrut să mă creadă. Mă scălțone, fii atent la mine. Să te iei dracu, să mai vă vreun fir de bobocel pe lângă bobocica mea, că te castrezi. Ai înțeles? Da, tanti. Recunosc, informația a fost falsă. Primarul n-are niciun amestec. Dar înțelegeți-mă și pe mine, că în calitate de justițiar al neamului primesc mii și mii de informații. Nu pot să le verific pe toate, că sunt și eu un simplu om, nu sunt Zeus. Sau mă rog, nu încă. Publicitate. Acum scoți alea? Nu, că trebuie să le mai arăt cuiva. Stai, mă, că... Eu n-am zis că ești implicat. Ia caseta și verifică. Pupă, s-a zis. Și să știi că florile mele nu sunt de furat. Și să știți că eu chiar nu vreau să vă pot, mă băiesc. Dorete! Dorete, ajută-ne că ăsta vrea să ne cotorongească. Eu? Da. Să vă ajut eu? Să vă ajute matracuca. Că doar sunteți informatori ei, bă. Dar ziceți-i să vină iute, până n-apucă ăsta să vă umple boturile atâta. Că după nu mai puteți să-i măcăni, să-i dați informații.
Deci? Ia ziceți, băieți, vă bat pe rând sau pe amândoi odată? Am vrea să cumpărăm și noi două buchete de flori. Mai e valabilă promoția? Ce promoție, cocoană? Aia anunțată la Pupă The Show. O partidă de sex cu Costello Donuts la două buchete cumpărate. Sunteți doamnă sau domnișoară? Domnișoară. Normal că e valabilă. Pot să vin și cu o prietenă? Și mai normal. Moment! Intrați, domnișoarelor, că sunt pregătit! Asta da promoție! Măi, domnișoarelor, dar bunicuțelor, domnișoarele unde sunt? Păi noi suntem, că suntem necăsătorite. Să știți că nu eu sunt gogoașă. N-are nimic, că tot ca o gogoașă arăți. Seara bună, mămică! Am venit să te rog să te iert pentru porcoșenile pe care am auzit că le faci! Care porcoșenii, mămică? Povestea cu florile furate din cimitir e o minciună! Nu despre asta vorbesc! Măcar deosebit de prostituație ești! Despre faptul că faci sex cu clientele care îți cumpără câte două buchete, ai? Deci așa ai ajuns, măgarule, da? N-a flori! N-a să te saturi, să nu mai ai două buchete, da? Amică, au spini! Sunt cu spini? Na! 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 Să suferi că ești sus pe cruce! Ca așa se spală păcatele! Cu sânge! Na! Na! Fete! Ulele! Ulea! Apsiu! Și mai sunt și cu iauri! Ce ai pățit? Am vrut să vă fac să mă iertați și... Băi, tu chiar te-ai dat cu capul pe pereți? Băi, tantalau, era o metaforă. Nu credeam că te dai pe bune. Dar te iert, că m-ai impresionat. Ce faci ăsta? Mărlane, ai nebunit? Vreau și eu iertare, patroane. Exact la tine veneam, patroane. Să te anunț că măgari ăștia doi informatori ai poliției și văz că te-ai ocupat cu răspunzători de caz. Succes în continuare! Sunteți informator nemernicilor? Stați că vă rânjești eu! Nu, patroane, eu în scenariu am viciună! Vreau să ne omori și să rămâi el singur în casă! Dar ca să-ți dovedesc că n-am talent, că am talent și nu mă cobor la nivelul tău, mamă ce... Am zis bine. Bravo!